Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Lovenu, cine s-o trezit mai târziu și-o ratat știrile și astea? Ce s-a mai întâmplat până la urmă seară? Mai cântat cetățeanul Babașcă și-a mai fost lumea indignată sau nu aseară la concertul Coldplay? Da, cetățeanul Babașa. Cetățeanul Babașa a fost din nou invitat aseară, doar că de data asta, ce să vezi, publicul l-a ovaționat. Publicul a fost cu aplaude, cu, da, aseară a fost... Adevărat că după câte lecții au fost predate ieri online, on-air, da. Am deci... ascultat emisiunea lui Cătălin, Cătălin a făcut ieri emisiune Striblea, da. România în direct a fost pe tema asta. Aha. Și eu am prins trei telefoane pe finalul emisiunii de la trei doamne, una din Cluj, una din Sibiu și încă una din București. Cea din Sibiu am simțit că plânge. Serios, îi tremura vocea. Era atât de indignată de reacția publicului. Deci pe aia a deranjat și pe cea din Cluj la fel. Deci pe amândouă le-a deranjat foarte tare felul în care publicul a reacționat și se simțeau prost față de trupa Coldplay. Da. Cum deci, practic, pui să fluieri la Coldplay? Practic, acum nu mai găsești pe nimeni care să fie huiduit miercuri seară sau să fie fluierat miercuri seară. Dacă întreb, cred că toată lumea a fost, de fapt, tristă și indignată de ce s-a întâmplat cu bietul Chris Martin de la Coldplay. Nu se știe cine a huiduit, cine a... Practic a fost ceva de neînțeles. Aseară, în schimb, cu Babașa a fost totalmente diferit. S-a schimbat cu 180 de grade atitudinea. 0372069599, vorba lui Luca, joacă-o pe asta. Deci explicați-mi și mie, sau hai să încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat peste noapte. Așadar, miercuri, concertul a fost practic la fel, cu niște diferențe de abordare din partea lui Chris Martin, care a interacționat puțin diferit aseară cu publicul față de miercuri. Miercuri, nu cred că și-a imaginat cineva că ar fi vreo problemă când l-au invitat pe Babașa, l-au scos pe scenă și a ieșit momentul ăla complet șocant, care i-a dat peste cap și pe ei. Deci, vreo, cum am spus, vreo 3-4 piese, Chris Martin era ce facem, plecăm de aici, se răscoală, ce se întâmplă. Aseară, însă, momentul a fost mult mai bine pregătit. Chris Martin a adus vorba de colectiv, a spus cât de mult înțelege el publicul român, cât de mult ne iubește pe toți și sigur că da, s-a huiduit, publicul are dreptate, hai huiduiți un pic înainte să vă descărcați, vrem să huiduiți acum și publicul asta a făcut, a huiduit un pic, bravo, ce tare, huiduiți. După care știți ce, hai să mai cântăm un pic cu colectiv, cu astea, cu frumos, cu oamenii din public și știți ce, uite, eu vreau să-l aduc din nou pe omul ăsta, prietenul meu, și cui nu-i place... Hai, poate să ducă până la baie 3 minute, da? Pentru că toți suntem frumoși, toți suntem egali, este numai iubire. Deci eu m-am făcut dresură de public, da, dar pe oameni nu i-a deranjat, mi-a plăcut. Și asta, dresează asta. Și așa a intrat cu Babașa. Avem din nou înregistrare pe telefon din timpul concertului, de foarte aproape de scenă de data asta, cu Chris Martin, care spune, fratele meu, chiar așa zice, my brother. Okay, please welcome our brother. Bun venit prietenului meu. Și urcă Babașa pe scenă. Și Babașa ia microfonul și are... S-a îmbrățișat, da. S-a îmbrățișat cu tot grupul, exact. La final. Publicul, fiți atenți. Bine, publicul era pregătit și avertizat cumva de o seară înainte. Aha. Știau ce o să se întâmple. Întrebarea era dacă mai fac sau nu momentul. Da. Pe de altă parte, eu am văzut imagini pe internet care arătau că publicul, o parte din public pleacă, se îndreptau spre ieșire fix în timpul acestui moment. E cum le-a cerut solistul, că dacă nu le convine, se ducă la baie. Da. Exact. Deci, huiduieli copioase, ură, practic, miercuri seară, miercuri noapte, ovații, aplauze, oamenii s-au simțit bine joi seara. Hai să vedem ce români, spune. Români, frate, și într-o parte și în alta, despre asta vorbim. Andrei, cum o înțelegeți? Bună dimineața! Bună dimineața, vă salut! Salut! Vreau să vă spun că eu am fost la concert în prima seară când s-a huiduit și apoi am plecat acasă că sunt de la Botoșan și am mult de mers. Ideea în felul următor, dacă aș fi mers la concert și joi, aș fi huiduit cu aceeași pasiune, să nu spun ură, da? La fel ca în prima seară. Cum cred eu, din ce cauză cred eu că s-a ajuns la
reacția publicului care a fost sinceră în prima seară și a fost tretată, influențată, nu știu, manipulată, cum vreți dumneavoastră, în a doua seară, este următoarea. Oriunde mergem în Europa, oriunde în Europa, când spui România, automat interlocutorul se gândește că ești țigan. Nu știu dacă am voie să spun asta la radio. Rom, vreți, cum vreți dumneavoastră să o spun. Și atunci, asocierea asta care se face între, România și romi, a fost dusă mai departe de Chris Martin, care a prezentat pe domnul Babașa ca fiind un interpret tradițional. Andrei, asta nu e. Da, Andrei, asta nu e adevărat. Da, am înțeles. Asta explică, poate, deși da, nu justifică, dar explică reacția din prima seară. Dar ce s-a întâmplat, că s-a schimbat publicul, diametral opusă reacția de joi seară? Ce s-a întâmplat? Asta e întrebarea. S-a întâmplat politically correctness ăsta care ne mănâncă pe toți și care, părerea mea este, nu știu dacă ați auzit o prima oară de la mine, dar părerea mea că ăsta va fi ultimul cui din sicriul ideii de Uniunea Europeană. Politically correctness ăsta care ne sufocă. Asta s-a întâmplat. Mulțumesc, Andrei. Mulțumesc. Hai să mai luăm telefon. Mai auzit. Mulțumesc frumos. Asta. Cristina, bună dimineața. Curți, centrala e plină, vă rog. Cristina, neața. Te rog, Cristina. Bună dimineața. Cum bună explici dimineața schimbarea? Asta vreau să știu. Cred că a fost ipocrizie și în prima seară și în a doua, dacă mă întrebați pe mine. Iar solistul a dat o mare dovadă de morală finuță la adresa noastră aseară. Pentru că a fost rugat să fie huiduit. Cu alte cuvinte, ne-a bătut obrazul finuț. Nu am fost la concert, însă chiar am citit tot ce, cred că tot ce se putea citi sau asculta aseară, ieri, pe tema primului concert. Și mi se pare că suntem un pic ipocriți. Nu știu dacă trebuia să se huiduie în prima seară. Frumos era să nu se aplaude, nicio reacție. Nu, cred că a fost un nivel foarte mare de lipsă de educație și acum fără, adică vă rog să înțelegeți ideea, când cineva te supără, zici, băi, nu știu dacă am fost noi în prima seară mai puțin țărani pe cât a fost Babașa rom. Mulțumesc, Cristina, pentru mesaj și interpretare. Sunt opinii, fiecare are dreptul la opinia sigur lui. Sigur. Alex, salut! Salut, bună dimineața! Te rog, Alex! Consider că nu a fost vorba de rasism în prima seară și ce a fost diferit față de în a doua seară a fost faptul că lumea nu prea are ureche muzicală. Din câte știu și din câte am văzut, în prima seară Chris Martin a cântat doar la pian, nu? Da, la compania la pian, acum la compania la chitară, mă rog. Aseară, dacă ai un pic de ureche muzicală dezvoltată, ai fi văzut că au dat-o cumva să salveze situația, au dat-o cumva în folk. A venit toată formația, a făcut o piesă oarecum folk, Babașa n-a mai venit cu triluri de manelist. Deci zici tu că interpretarea a fost huiduită în prima seară. Deci și interpretarea și faptul că Băbașa a venit cu triluri de manele și na, știm cu toții cam ce reprezintă manele. Noi ca români, pentru noi ca români, ce reprezintă manele. Că acum ce au făcut artiștii... A îndulcit-o, cum se zice. Da. Aseară. Ce au făcut artiștii mi se pare perfect normal. Au vrut cumva să aducă în față pe cineva care a crezut că e reprezentativ, dar nu le-a ieșit. Ei au un mesaj pentru diversitate și pentru susținerea artiștilor defavorizați. Asta este mesajul Coldplay. Adică ei așa prezintă lucrurile. Uite, căutăm artiști care sunt foarte talentați în țările în care ne ducem și care nu sunt neapărat mainstream. Radu, bună dimineața. Radu, salut, Radu. Salut. Cum îți explici această schimbare de la alb la negru total? Am fost aseară la concert. Așa. Consider, în primul rând, faptul că Chris a știut să pregătească publicul dinainte. Este primul element. Pentru că altfel, dacă ne-am fi trezit cu hăhăitul ăla din gât, ieșit direct din scenă, probabil că reacția ar fi fost exact aceeași. Deci interpretarea, zici, din nou. Interpretarea din nou. Și publicul era pregătit de ce se întâmplase cu zinei. Nu te prea prins că este manea. Eu personal, spre exemplu, am stat cu mințel pe scaun, mi-am văzut de treabă, omul și-a terminat interpretarea și apoi, din punctul meu de vedere, a continuat concertul. Mm-hmm. Foarte interesantă schimbare, mi se pare fascinant cum artiștii aceștia de la Coldplay au reușit să schimbe
ceva ce a fost extrem de întunecat, de negru, pasiunea, a fost ură acolo. Miercuri au transformat într-o reacție pozitivă, ca să nu zic entuziastă, că n-a fost entuziast, dar au transformat huiduielile în aplauze. Au o super mașinărie, e de învățat de la felul în care marketingul acestei echipe și oamenii care produc show-ul reușesc să se adapteze. Mai avem o întrebare pentru voi. Mai avem o surpriză. Ia fiți atenți, vă dăm acum niște acorduri, o piesă, și vă întrebăm dacă este manea sau nu. Sunați-ne, dați-ne mesaje. Fiți atenți! Adi Minune cântând o piesă. O piesă, da. Să știi că răspunsurile sunt ceva de genul manea, manea, manea. Multă lume spune că e cover. Da. Hai, 0372069599. Nu mai avem foarte mult timp, dar măcar câteva telefoane vreau. Uite, să ne-a sunat Marian, nu știu dacă a sunat pentru Coldplay sau pentru... Marian, e manea asta? Bună dimineața! Nu este manea, este un cover după o melodie grecească foarte faimoasă. Așa? Faptul că o cântă Adi Minune nu schimbă cu nimic datele probleme, că până la urmă este un cover. Deci okay. Nu e manea. Mulțumim, deci ritmul, Marian. Ritmul nu e manea, nu? Nu e manea. Hai. Loredana, bună dimineața! Loredana a plecat. Ia să vedem. Poate mai luăm, Marcela, niște telefoane? Da, ar trebui să mai luăm niște telefoane. 0372069599. Ce mai spun mesajele? Interpretare manelistă, fiindcă întinde cuvintele. Aha. Și altcineva zice că lălăia la aia e tipic manelistică. Deci, practic, dacă e tipic manelistică, e manea. Să chiar n-am remarcat la Nicos dacă lungește cuvintele, n-am fost atent. Ia să vedem. Viorel, e manea? Din punctul meu de vedere, doar pentru că suntem ipocriți cu toții, pentru că e cântată în română, e manea. Dacă ar fi fost cântată în greacă sau orice altă limbă balcanică, ar fi rupt radiourile comerciale. Vai, ce mare piesă. Auzi, Viorel? S-a spus. Deci asta da, e manea sau e manea, nu? Din punctul meu de vedere, nu. Da, nu. Dar în mare parte cred, pentru că e cântat în română, e manea. Dacă am înțeles. În dar spunem, nu era manea. Spunem asta la altă, fii atent, e manea? Anii se nașteri. Uite, exact ce a spus mai devreme. Exact ce a spus mai devreme. Uh-huh. Asta îmi susține ideea, pentru că nu e cântată în română, nu mai este umanea, este o piesă grecească de mare căutare. Mulțumim tare mult, Viorel. Uite, e și Cristian. Bună dimineața, Cristian. Salut, Cristi. Bună dimineața, domnilor. Haideți să ne gândim că până la urmă noi maneaua tot tente orientale are, care și până la urmă și muzica grecească au aceleași, să zic, un pic de acorduri. Păi, din ceea ce... Dar muzica grecească ne place. Da. Influențele? Da, bine, ne place în mare parte. Ideea este că ține cont că uitându-mă la vechile utari și care mai sunt în viață și nu știu ce, de ce nici ei nu agrează manuala în sine ca și muzică, ca și exprimare? Da, influențele turcește muzica grecească, aia care ne place nouă și pe care o ne dăm în vânt după ea când ne ducem pe la o tavernă prin Tasos, pământ românesc, influențele turcești sunt foarte puternice acolo. Și dacă vorbești cu greci, care știu cam ce ascultă românii și ce le place românilor din muzica grecească, unii dintre ei își trag palme peste frunte când ne aud ce piese ascultăm noi de la ei și credem că îi reprezintă.
Că noi nu ascultăm muzică folclor tradițional grecesc, buzuchia, și ascultăm de-astea mai manele. Saga Pao. Da, mă, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.